Băieții se acomodează și ei cu casa și discută între ei pentru a se cunoaște mai bine. Fiecare povestește câte o experiență prin care a trecut până acum. Unul dintre băieți spunea că el deja nu-și mai ține minte parola la Instagram, pentru că le schimbă destul de des. Nu știu dacă e vreun apropo la pentru task-ul telefoanelor sau nu. Un alt băiat spune că lui s-a spart contul de Facebook unde avea 15.000 de oameni și nu a mai putut să-l recupereze. Băieții discută și despre cine va fi șeful casei săptămâna aceasta. Până acum am înțeles că a fost Dima, dar până când se va vota mirele săptămânii, vor trebui să se administreze și băieții sugerează să rămână tot Dima până vineri în gală. De asemenea, unul dintre băieți întreabă cum stă treaba cu voturile telespectatorilor, când și cum se votează, semn că nu a urmărit emisiunea, însă există un interes legat de acest aspect al voturilor. Având în vedere că este un sezon lung, eu sper să fie concurenți de calitate și în acest sezon.